Iată-L și pe Iisus în dialog cu întunericul. Ce treabă are lumina? Aici era vorba de vădirea minciunii și de tagma de unde dracu venea. Și frumos povestea Părintele Cleopa de câte ori vorbea de termenul legiune, că acest demon era dintre generalii iadului, cum arată una din Filocalii 6, și spune că avea în subordine legiunea vreo 2000 de ostași, folosind termenul de legion, traducându-se legiune. Deci cam 2000 de draci erau sub guvernarea acelui demon care sta de vorbă cu Iisus și care chinuia pe omul respectiv. Deci nu-i chiar așa de ușor de cotropit un suflet. Multe armate de draci trebuie. Noi întâlnim și într-o vedenie a lui Sofronie de la neamțul ucenicului Paisie Velicicovski, care stând în fața mănăstirii a văzut 60.000 de draci care stăteau călare numai pe cărțile din bibliotecă pentru a nu fi deschise cuvintele Sfinților Părinți, ca nu cumva călugării înțelepțindu-se să se îndrepte din viața stricată, să devină credincioși și căutători de Dumnezeu. Și întreabă Sofronie mai departe pe dracul întunecat: dar în final, când va slăbi viața călugărească, cât o să mai rămâneți? Îți de ajuns 10.000, dar nici ei n-au ce face. Cei mai mulți se vor ocupa de bibliotecă, pentru că monahii fac singuri voia noastră. Deci, vedeți, ei au metode atât parșive cât și inventive. Povestea cu sticluțe combinate a Sfântului Antonie cu dracul ce umbla vara în cojoc. Când i-a spus de numele de Legion, căci mulți demoni intrase în el, ce v-am spus, și îl rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Adâncul este termenul de iad, dar de fapt adâncul e altceva. Adâncul este locul fără de Dumnezeu. Tot ce este în Dumnezeu înseamnă unitate. Tot ce este în afară de Dumnezeu înseamnă dezordine și dezastru. Dacă în clipa aceasta eu mă duc, să spunem, cu un vapor uriaș pe mare și în vapor sunt mii de oameni, nu voi spune că mii de oameni umblă pe mare, ci voi spune un vapor umblă pe mare. Cam așa e și împărăția lui Dumnezeu. Unde e corabia, acolo și pescare. Unde este cărmaciu, acolo este și ce? Lângă capitan. Cei instruiți care lucrează cu el. Ei, dracii, merg în adânc. Merg în loc necunoscut. Nu au direcție. Singurul care nu poate spune eu sunt calea și adevărul e diavolul. Pentru că el nu are cale. Nu știe de unde a răsărit și nu știe unde se duce. El nu are un început. Plutește în derivă. El este ca un cadavru mort, neidentificat. Dar în același timp, merge în adânc, pentru că locul lui, sau atât de tainic este locul unde se găsește, încât Sfântul Vasile obosește și cu Ioan Gură de Aur, scriind locurile de unde poate el să apară. Din luncă, din prăpăstii, din bălți, din râuri, din căi, din case, din fântâni, din luncă, din noapte, din zi, de amiază zi. Vedeți, e fățarnic la arătare și viclean la nevedere, mai mult te sperie. De aceea trebuie să învățăm două lucruri superbe. Faptul că omul acesta a ieșit în calea lui Iisus, n-avea frică. Pentru că atunci când n-ai frică, Dumnezeu e cu tine. Dar când ai frică și te temi, dracu-i cu tine, că El induce frica. Deci noi nu avem de cine ne teme. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu și ajutorul meu. De cine mă voi teme? Domnul este scutitorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Sunt cuvintele Duhului Sfânt în psalm. De ce se ruga să nu-i trimită în adânc? Alta era misiunea. Să nu-i vădească că sunt îngeri căzuți. Pentru că în demonologia Vechiului Testament, în vrăjitoria popoarelor păgâni a Vechiului Testament, dracu avea câteva locații fixe. Capiștile idolești, ritualurile idolești și ritualurile magice. Ne ducem undeva la vrăjitorul Balaam,
plătit de un popor de ăsta, de filisteni, dacă mă înșel, sau nu știu care dintre popoare, și l-a trimis să blesteme pe Israel. Ăla s-a suit pe măgar și haida, 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 haida. Arhanghelul Mihail s-a pus de-a curmezișul drumului și ăsta bătea măgarul, nici vorbă. Măgarul vedea îngerul, dar vrăjitorul nu-l vedea. Și uite așa, când i s-a descoperit și măgarul a început să vorbească, bă, prostule, nu mă bagi, ai îngerul lui Dumnezeu, nu pot să trec de el. Oprește-te! Vrăjitorul și-a schimbat mentalitatea, vrăjitorul și-a schimbat mentalitatea și în loc să blasteme pe Israel la binecuvântat, văd stea Iacov și sceptru din Iuda. N-a mai aruncat cu blesteme. Deci, vedeți, astea sunt locațiile de care se temea dracu să nu le dezvăluie Iisus. Adâncurile necunoștinței omenești. Omul să stea în întuneric, că așa spune în Evanghelia de la Luca, și celor ce stăteau în întuneric le-a răsărit lumină mare, lumina cunoștinței de Dumnezeu, lumina nașterii lui Iisus. Cum spune acolo? Răsărita nouă lumina cunoștinței, Hristos soarele dreptății. Și am clarificat cu adâncul. Și era acolo o turmă mare de porci care păștea pe munte și le-a rugat să intre în ei. Și le-a îngăduit. Îngăduința de a intra în porci nu e similară explicației economice că a pierdut porcii, că mânca nu știu cine carne și nu mânca. N-avea nicio treabă. Dumnezeu a vrut să dea oamenilor proști o lecție ce poate face satana când îi este îngăduit să atingă făptura. Distruge și omoară. Pe om îl distruge și îl dezintegrează. Pe suflet îl omoară. Moartea sufletului mai înainte de moartea trupului. O avem semnificată în actul facerii prin căderea adamică. Ce frumos! Și auzind pașii lui Dumnezeu s-a ascuns. Cum să te ascunzi de Dumnezeu? Și dracii, văzând pașii lui Dumnezeu, s-a ascuns. În porci! Și a trântit turma în mare, ca să nece. Da, ce interesant și de fiecare dată am semnalat, este interesant că noi, rațional fiind, creștini fiind, credincioși fiind, cunoscători fiind, ne lăsăm stăpâniți de dragi și suntem bucuroși că stau în noi. Și o să spuneți, părinte, dar v-ați stricat la minte? Nu! Prin patimii păstrăm, prin mânie îi păstrăm, prin răutății îi păstrăm, prin viclenie îi păstrăm, prin păcate îi păstrăm. Și ei domnesc în noi, știți cum stau, ca pungile pe raft. Și stau și în văzduhul inimii, stau și în măruntaie, stau și în simțuri, stau și în minte, că mintea e podul dracilor. În rațiune, în imaginație, peste tot lucrează. Porcii n-au suportat rațional fiind când au simțit că îi mănâncă pielea și că ceva îi scarchine, s-au aruncat în mare și au murit. Mai bine murim decât să stea dracii în noi. Ce porci ortodoxi! Câtă înțelepciune la ei! Să nu suporte pe dracu în ei! Dar interesant merge lucru mai departe, că porcii necându-se, dracii s-au întors, aici nu scrie Evanghelia, dar veți vedea din context, că dracii n-au stat în mare, nu le place apa să pot albi. Au fugit înapoi în ținutul Gherghesa și au intrat în oameni. Ei n-au stat acolo în apă, în porci, mai departe. Păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, s-au dus și a spus prin cetate și prin sate. Vedeți? Păzitorii. Păzitorii porcilor de data aceasta. Păzitorii patimilor. Că nu cumva întorcându-se să vă rupă și să vă mănânce, spune când dai mărgăritarele la porci. Deci păzitorii porcilor erau rațiunea, cunoașterea, înțelegerea, care erau daruri date de Dumnezeu ființei raționale. Și spune că au ieșit să vadă ce s-a întâmplat, dar au venit la Iisus, l-a găsit pe omul din care ieșise dracii, îmbrăcat la minte, sezând jos la picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat. Cum adică? Lași idolul, lași capiștea idolească, lași descântecul nostru strămoșesc din popor, că doar în Gherghesa nu erau toți iudei. Și era ce neam era. Și-au venit și s-a pus la picioarele lui Iisus, ca și femeia hananiancă care i s-a vindecat fica, ca și soldatul roman, ca și ceilalți cărora le-a făcut Hristos minune, samarinence care era de alt neam și a chemat toată cetatea.
Le-a spus cum s-a izbăvit demonizatul. Deci iată, predicarea cuvântului lui Dumnezeu la oamenii care nu primesc legea lui Dumnezeu. Și slavă Domnului, dacă vreți să-i comparăm foarte bine, pe cei cărora le-a spus cum s-a vindecat demonizatul, sunt toți ateii creștinătății și lumii de astăzi, care atunci când aud de biserică și de poveștile din biserică, râd, glumesc sau iau peste picior. E foarte bine să știți, când nu cunoști Scriptura, când nu cunoști Noul Testament, când n-ai avut contact cu Dumnezeu, când nu știi ce e biserică sau taină, când nu știi ce e cel elementar, Doamne miluiește, cea mai simplă și mai concentrată rugăciune pe care dacă Adam ar fi spus-o, Doamne miluiește-mă sau Doamne iartă-mă, totul s-ar fi restaurat de la sine. Iată că ei au spus cel mai bine un lucru superb. Și să vedem cum au făcut-o. Cu mânie, nu? Cu foarte mare nonșalanță, cu foarte mare echilibru exterior, cu acea decență, cum spunem noi, dar eu sunt educat, dar eu n-am nimic cu biserica, dar eu n-am nimic cu învățătura, eu ce am cu clerul ei, cu slujitorii ei, cu ceea ce este în biserică. Și uite ce frumos i-a spus. Du-te din ținuturile noastre. Deci nu avem nevoie de Dumnezeu. Eu știu ce am de făcut. Eu mi-am făcut casa, eu am strâns banii din Italia, eu am muncit, eu m-am străduit, eu sunt voinicul, eu sunt arhitectul, eu sunt constructor. N-am, la ce mi-a dat mie Dumnezeu? Și i-au spus foarte frumos. L-au rugat pe el toată mulțimea să plece de la ei. Și ce frumos spune, că au fost cuprinși de frică mare. De cine au fost cuprinși? De diavolul, tatăl fricii. Fricoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Exact de unde am plecat cu predica acum. S-a suit în corabie și s-a înapoiat. Deci nu s-a dus oriunde Hristos. Înapoi în biserică. Așteptăm pe alții să vină în corabie. Iar bărbatul din care ieșise demonul ruga să rămână cu el. Vezi? Omul care l-a descoperit pe Dumnezeu practică rugăciunea, nu mai vrea să-l piardă. Iisuse, rămâi la mine, fiule, dă-mi inima ta și eu am locaș în ea. Cela ce mă iubește păzește poruncile mele, eu cu tatăl vin în el și ne facem locaș în el.